Bun. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Breasla Exploratorilor. Astăzi vom face niște construcții de alea șmechere. Bine, nu o să facem mare lucru astăzi. După cum puteți vedea, ne-am făcut full iron. Astăzi am stat ceva la minat, am stat vreo oră și ceva cam pe acolo. Deci am stat ceva la minat și astăzi vreau să vă mai prezint ce am mai făcut eu de ieri. Pentru că, da, nu am mai făcut multe chestii. Aici, după cum puteți vedea, am mai luat aici un cal pe care l-am îmblânzit și, vedeți, am mai făcut pe aici la casă, i-am pus niște chesturi, i-am mai pus pe aici niște furnale, aici am uitat să pun. Și haideți să strângem un număr foarte, 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 foarte mare. Bine, nu, foarte mare acolo. Când ne duc abonați. În fine. Astăzi vreau să facem drumul spre spawn. În caz de nu știți unde e spawn-ul, e încolo la satul acela. Asta e ce vreau eu, să fac niște furnale. Bam, 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 bam. După cum puteți vedea acum, nici 5 minute nu are de când am făcut drumul ăsta. Am făcut aici un drum. Imediat o să vi-l arăt. Ok. Bun. Deci asta e casa de data trecută. I-am mai pus niște chestii de astea așa. Calul pe care, cred că în episodul următor, vreau să mă duc prin mesa să fac rost de clay, nu știu, să mă duc prin mesa. Am făcut aici un drum spre spawn. Și am mai făcut și un pod. Podul ăsta e făcut de mine. L-am făcut astăzi. În gen, știi? L-am făcut astăzi. Eu zic că arată foarte bine. Bine, mai trebuia eu să-i fac ceva acolo sus, dar na. O să-l facem noi mai ok în viitor. Deci, asta e cărarea cum ar veni din spawn. Pe acolo ne-am spawnat noi. Bun. Vreau să facem oarecum cărarea să fie mai ok. Ce zic? Nu, trebuie să mai luăm puțin din partea asta. Nu foarte mult. Scuzați-ne de lagul ăsta de pe... E de la server lagul. Nu, e de la mine sau ceva, uitați. Aici n-a fost full iron. Adina, înainte să încep episodul, mi-am pus și o armură. Am stat și am folosit de 3 diamante. Nu e foarte mult, dar e ok. Ia să vedem. Bun. Ce vreau să fac, am nevoie de niște frunze. Și să le punem pe aici, imediat. Bun. Facem pe aici așa, bam, 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 bam. Eu zic că arată ok. Bun, și ne ducem aici spre casă, bun. Aici vreau să pun... Nu știu, să pun ceva să fie mai ok pe viitor, nu vreau să pun acum. Deci aici mă gândeam să fac un hambar mare de la șmecher. Și pe aici nu știu ce să pun. O să mai pun aici o casă de aia secundară, nu știu, nu. O să fac aici un fel de fierărie, mi-a venit acum o idee. O să fac aici un fel de fierărie. Și mai vreau pe aici. Aoleu, stai așa să mai plantă niște morcovi. Și pe ăsta-l mâncă. Bun. Era pe server și... Deci pe aici vreau să fac oarecum o casă, să denivelez, nu vreau să nivelez. Deci vreau ceva aici, să fac ceva frumos, să fac aici o căsuță, nu vreau să fie cine știe ce. Pe aici nu știu, să facem ceva
Nu știu. Chiar nu știu, dar vreau să fac și aici ceva. Gen să para mină, dar gen să nu fie. Și aici nu știu, vreau să pun niște podulețe, gen, știi? Deci aici denivelăm. Facem o casă de aia și mai chiar acolo. Și prin zona asta, vreau undeva pe aici să fac un fel de terraform. Gen să vin așa. Și de aici să nivelez, gen de aici încolo, știi? Dar trebuie să tai copaci ăștia și na. Vreau să fac aici o casă de aia mare. Și da, eu zic să ne punem pe treabă și da, o să vreau să pun arată ok așa? Chiar nu știu eu. Da, așa arată ok. Punem aici câteva frunze. Aici nu vreau să pun pentru că o să vină un drum oarecum. Și am făcut, avem aici puțin gard. Hai să mai facem. Ok. Deocamdată nu sunt cu cineva pe convă. Le facem așa, pentru că nu mai am chef să dau eu cu click dreapta. Știi? O să mai punem aici. Asta nu mai e rost, aici o să lăsăm gol, știi că n-am chef să după să spar. Și o să facem prin zonele astea, minore. Ceva de genul. Bun, dar asta arată oribil aici. Așa mai tăiem. Uite, aici e o bubă mică. A, trebuie să așteptăm aici, bine. Hai să mai luăm unde e aici. Chestia că nu știu, eu le fac așa la nimereală, cum nimerești, știi? Eu nu se nimerește să fie, așa le fac. Și uite, mă punem pe aici niște frunze. Pe aici nu știu, nu, aici vreau să fac ceva. Sau hai să le punem așa. Așa. Uite, aici mai trebuie să mai punem un... Cineva a murit. Da, ok, mai o avem keep inventory. Deci că arată ok deocamdată. Uite, e zanem cu aici. Mai avem frunze. Hai să mai luăm. Bă, oricum copacii ăștia o să fie tăia, știi? Adică nu mă dacă nu știu ceva. Pentru că oricum zona asta o să fie nivelată și... Deci... Nu mă duc pe chit că sunt urât sau...
Uite, aici am copacul ăsta, vreau să fac o casă din copac dacă pot. Uite, deci chiar aici vreau să fac o casă din copac. Uite, hai să mai facem și telefoanele astea, știi? Ceva de genul, gen să fie și în spate, nu doar în față. Uite, hai să mai facem și aici. Ce zic? De asta mi-a cam bătut joc. Hai că arată ok. Ia să vedem cât. Bă, cam asta a fost cu drumul ăsta, dar să mai facem ceva. Zic. Partea asta s-a făcut. Vă zic că arată. Uite, în zona asta o să vină. Mie cred că facem un hambar, nu vă pomii dacă facem cu mine hambar, nu vă pomii. Dar vreau să fac aici un hambar. O să deniveleze eu puțin, dar uite, acum o să mă pun la explorat, o să mai câteva texturi. Aici o să vină un hambar, unde o să pun cai, nu o să pun animale sau ceva. Pentru că mâncare nu o să fie vreo problemă, pentru că o să fac un KFC gen din găini. Nu știu că nici mâncare n-am și eu de asta. Păi deja vreau să facem o fierărie, dar nu vreau să o fac acum. Hai până închide noi aici. Uite, hai să mai facem deja. Uite aici. Hai că arată tine. Nici că e brad. Hai că arată, ok. Cine se uită din spate? Știi, am venit pe aici, dar trebuie să punem și niște lămpi. Uite, zona asta e cam strânsă, dar nu ne încurcă. Da, cam asta a fost. Nu vreau să fac pe episodul ăsta prea lung. Hai să punem și o poză de thumbnail. Undeva. Uite, opa. Uite, ăsta zic eu. Bun. Da, mă, fraților, cam asta a fost. Știu că e cam scurt episodul. Mai trebuie să închidem. Uite că aici s-a făcut. Știi? Hai să-l facem. Nu știu, o să pun eu camera. Și da. Da, mă, fraților, cam asta a fost. Scuzați-mă că a fost prea scurt, dar data viitoare poate face mai lung. Știi? Cam asta a fost. Ne vom revedea data viitoare. Eu am fost Elvin.